Reluăm dialogul cu psihologul Ela Balaș despre lumea în care trăim. Draga mea, Ela, vorbeam despre conștientizare, apropo de relația omului cu el. Și spuneam eu că tu de multe ori spui că a fi conștient înseamnă a fi prezent, a trăi în prezent. Trăim în prezent? Nu trăim în prezent. Nu trăim în prezent Suntem pentru în că prezent, dar trăim, cred că, în trecut sau ne gândim la mâine. a trăi în prezent necesită un pic de muncă și de deschiderea minții. Până la urmă, conștientizarea înseamnă gradul de deschidere interioară. Adică, da, cât ești tu de prezent în viața ta. Ori iarăși o să revin la educația noastră. Educația ne ține ba în trecut și pe ce am făcut și ce să, mă rog, ce s-a întâmplat acolo. Suntem blocați în trecut, ba pe viitor și niciodată în prezent. Ori singurul moment care există este momentul prezent. Conștientizarea, spuneam și înainte de pauză, este opusul pilotului automat. Adică a trăirii sau a existenței pe trebuie să. Atâta trebuie să există, Să știi că și incredibil. eu încerc să-mi scot din vocabular. E aproape un parazit la toată lumea. Da. Trebuie să, a trebuit să, va trebui să. Da, și nu ne, efectiv nu avem capacitatea să ne deschidem mintea, să vedem că nu trebuie. De exemplu, am avut o discuție nu demult cu una dintre clientele mele care îmi zicea trebuie să mă duc la o nuntă că avem o obligație. Și zic, mă, tu vrei să te duci la nunta aia? Păi ce nu? Păi nu trebuie să te duci. Și da, s-a uitat așa la mine și a zis, Da, nu m-am este gândit niciodată, obligația, nu, zice, nu? nu m-am gândit niciodată că pot să nu mă duc. Adică e așa sub nasul nostru și nu ne gândim. Sunt niște condiționări pe care le primim de acasă, în primul rând, de la școală, de peste tot unde se face educație, ca să zic așa. Adică, cumva, noi când venim pe pământ, automat ni se prezintă lumea de către cei din jurul nostru. Nu-i de vină nimeni. Acum, pe cine ar putea să... Pe cine să dăm vina? Pe întreaga umanitate, până la urmă, da? Pentru că noi, ca umanitate, am funcționat așa și nu Dar românii. învățăm ce vedem, draga mea. Exact, învățăm ce Da. vedem și copiem a la long, adică repetăm tiparul. Există și trauma transgenerațională despre care se tot vorbește în ultima vreme, care este dată de traumele cărate din generație în generație. Păi și atunci e de mirare că suntem unde suntem acum? Pentru că noi n-am acordat deloc atenție acestei părți. Deloc. Partea emoțională a fost inexistentă la majoritatea oamenilor. Eu văd, iarăși spun, în terapie văd. Când vorbesc cu clienții mei, majoritatea familiilor au fost familii disfuncționale în sensul în care nu s-au exprimat emoțiile. O familie disfuncțională nu-i musai să te bați, să bei, să înjuri și așa mai departe. E suficient să nu exprime emoțiile. Și dacă tu, ca și om, nu știi despre tine, că aici e problema, că noi nu ne cunoaștem pe noi, nu știm ce, Doamne, căutăm pe pământul ăsta, adică nu, nici măcar nu pui întrebarea asta, mă, la eu la ce am venit pe pământul ăsta, și sigur că de aici încolo ne simțim vulnerabili, nu îi lăsăm pe ceilalți să se apropie de noi, pentru că s-ar putea să ne vadă că noi nu suntem chiar așa cum părem, și gata, de acolo Și disfuncționalitatea trăiești e în rezolvată. minciună Exact. și te miri că devii anxios, că ești anxios, că ești Exact. depresiv. Exact. Și nu, repet, nu știu dacă putem acuza pe cineva. Că asta le spun și clienților mei. Da, tu ai primit niște bagaje de acasă, e adevărat. Ai primit niște bagaje emoționale de acasă. Dar gândește că la rândul lor, mama și tata au primit bagajele de acasă și la rândul lor au primit de acasă. Și cine știe de câtă vreme le tot cărăm așa după noi. Și acum e momentul, dacă dorești, să rupi acest tipar. Dacă tu dorești să rupi E acest tipar. greu. Nu e greu, e aproape imposibil, da, e foarte greu. E foarte, foarte, foarte greu pentru că e Și vrem încărcătura așa foarte repede ce mare. ai adunat în generații, vrei, Da, mă duc la psiholog psiholog și îmi și rezolvă într-o problema. ședință vreau să-mi rezolv Da, chiar ieri problemele. m-am distrat cu am râs cu o clientă de-a mea. Eu foarte mult râd și în terapie, pentru că cred că când râzi, sigur ești în prezent. Nu știu când ești altcum, dar când râzi, cu Chiar siguranță citeam ești astăzi în ceva prezent. despre cât de important este Râsul, râsul, da. Și ne da. distram cu clienta mea care a venit săptămâna trecută cu niște prăjiturele și a zis happy relationship și a zis ce? Facem un an! Și a zis, oh, da, facem un an! Și
Și mi-a zis, ți-aduce aminte ce te-am întrebat după câteva zile? Și zice, mi-aduc aminte. Dar eu cât mai trebuie să vin? Dar eu când o să fiu bine? Și zice, dar cum am putut să te întreb așa ceva? Păi zic, da, e normal, apropo de ce spui tu, știi? Că am vrea repede, repede, să fim bine repede, repede, să se rezolve problemele. Acum toți am vrea și eu aș vrea să am o rețetă magică, dar nu am pentru mine, dar păi da, sau pentru alții. Adică încerc să-mi formez propria rețetă pentru mine. Pentru restul, n-am. Nici psihologii nu sunt supraoameni, sunt oameni și ei, sunt, mă rog, au și ei dificultățile lor. Și atunci îi nevoie ca fiecare să facă pentru el și să acceptăm că avem nevoie de ajutor. Apropo de relația cu sine, că asta m-a întrebat, cred că e un prim pas, este să recunoaștem că nu suntem fix acolo unde ne dorim, că unele lucruri le-am făcut cum le-am făcut, pentru că atât am știut, nici aia nu-i treabă să încep să te învinovățești, mamă, dar ce, vai, dar ce, n-am avut minte că am făcut. Nu, atât ai știut la nivelul respectiv, atât ai făcut. Nu e nicio problemă. Bun, dar acum hai să vezi, poți să faci altfel? Și după ce recunoști că ai o problemă și ești tu cinstit cu tine, pentru că de multe ori noi ne punem întrebarea, dar nu acceptăm răspunsul la întrebare, știi? Adică întrebăm, mă, eu sunt bine aici unde sunt? Sau vrem alt răspuns? Păi, exact. Și da. Nu e foarte greu să accepți că nu ești bine, să accepți că poți să fii, nu știu, om până la urmă. Și uite, trecem la palierul 2, relația dintre oameni. Păi, da, relația... Că noi am continuat dialogul da, relația... în pauză. Da, relația dintre oameni pleacă tot de la relația cu mine. Adică dacă eu mă tratez pe mine într-un mod bun, o să-i tratez și pe ceilalți într-un mod bun. În momentul în care tu ești ok cu tine, adică există o cantitate foarte mare de durere înăuntru nostru, pe care am moștenit-o, am primit-o, am făcut rost, nu știu, suferință, durere. În momentul în care reușești să depășești durerea respectivă, să procesezi ce s-a întâmplat acolo, automat și față de celălalt îți schimbi comportamentul. Adică tu nu mai simți frustrare când cineva vine spre tine, nu știu, și nu vorbește cel mai frumos cu tine sau nu vorbește cel mai frumos despre tine, simți pur și simplu compasiune, că știi că și tu ai fost acolo și tu ai trecut prin situația respectivă. Și cred că până la urmă cam asta ar fi ideea. Adică niciun om care e în echilibru nu rănește un alt om. În momentul în care cineva țipă, urlă, zbeară, critică, ești judecă... Ești oglinda, exact. O propria oglindă. Da, omul ăla nu-i bine. Adică nu-i bine el cu el. E un alt fel, un alt mod de a vedea lucrurile, dar e necesar. Și mi-asum cuvântul necesar. Trebuie, de data asta trebuie să vedem lucrurile sub forma asta, pentru că altfel nu avem cum merge înainte. Pur și simplu ne blocăm în situații, vai, deci atât de multe ori sunt solicitată, te rog frumos, vreau să vorbesc 10 minute cu tine. Nu pot să ajut pe nimeni în 10 minute. Nu pot să nu știu, psihoterapia nu se face pe o bancă în parc, nu se face la cafea, nu se da, face... Dacă de obicei o iei ca pe o șuietă între două prieteni. Da, dar eu pe persoana respectivă și eu știu că nu pot să ajut. Nu am cum să ajut, pentru că în 10 minute sau într-o jumătate de oră sau într-o oră n-am cum să ajut. Iar pe mine, nu că nu mă ajut, mă încurc de-a dreptul. Adică vorbesc din punct de vedere energetic aici, nu din alt punct de vedere. Energia mea scade încercând să mut un munte care oricum e nevoie să vrea muntele să se mute, știi? Adică uite, acum mi-am pus în gând să te întreb apropo de relația omului cu el. Și tu spui de multe ori că omul trebuie să-și adreseze întrebarea cine sunt eu. Tu îți mai pui întrebarea asta? Oh, da, da, eu pun întrebarea și asta. Și de ce o punem așa de des? Eu pun întrebarea asta de câte ori nu-mi place ceva. Pentru că știu că atunci când nu-mi place ceva, am ceva de învățat de acolo. Și atunci îmi pun, asta e titlul, cum ar fi, highlight-ul. Dar sub această întrebare sunt foarte multe altele. De exemplu, revin la perioada pe care am traversat-o și încă o mai traversez. De câte ori te crezi așa tu foarte înțelept, vine viața și demonstrează că nu ești. Și e nevoie atunci, adică dacă, nu știu, ai un dezechilibru, dacă ai, nu știu, o discuție cu cineva, dacă cineva îți spune ceva ce nu-ți place,
întoarce-te spre tine și vezi de ce ai ajuns în situația respectivă, de ce ai lăsat lucrurile să curgă în direcția aia, ce ai acceptat, ce semnale de alarmă n-ai văzut. Adică nimic, noi zicem așa din gură, nimic nu e întâmplător, dar chiar nimic nu e întâmplător. Adică dacă am ajuns într-o situație, nu știu, dacă am avut o prietenă, să zicem, și la un moment dat s-a întâmplat o chestie și ne-am despărțit sau ne-am certat sau, mă rog, erau niște semnale de dinainte pe care le-am ratat. Sau la fel în relația de cuplu, când mi se mai spune, vai, dar am fost foarte bine și dintr-o dată a venit soțul sau soția și mi-a spus că vrea să divorțeze. Bă, voi n-ați fost foarte bine, adică dacă ați ajuns în punct, nici o relație nu se încheie peste noapte, nici una. Sunt foarte multe semne pe care noi le ratăm. De ce le ratăm? Pentru că nu suntem atenți, nu suntem prezenți. Tu ai scris o foarte bună carte despre relația de cuplu, dar eu te-am întrebat despre relațiile dintre oameni, cât de importante sunt. O, relațiile că dintre... omul nu se cunoaște, într-adevăr. Și... Da, da, Viola. Sau se vede, el nu vede, judecă omul de lângă el prin prisma lui, prin gândirea lui, prin ceea ce crede el despre lume, despre viață, despre lumea în care trăiește. Da, sigur că e mult mai ușor să judecăm, nu? Da. E cel mai ușor să judecăm și e foarte amuzant când judecăm exact ce facem noi. Deci asta e extraordinar de amuzant. Eu mai întreb pe clienții mei în terapie uneori ce nu-ți place. Sau spun o persoană care nu-ți place, un lucru care nu-ți place și încep. Nu-mi place Xulescu. Bun, ce caracteristici are? Păi e zgârcit, e rău, nu-i loial, e așa, 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 așa. No, bun. Și apoi le luăm pe rând. Pe care parte ești tu zgârcit? Pe care parte nu ești tu loial? Pe care parte minți tu? Și așa mai departe. Și rămân așa și zic, bă, ăla e dark side-ul tău. Adică toți îl avem înăuntru. În momentul în care pe mine mă deranjează ceva, rezonez cu ceva care există în interiorul meu. Dacă eu am reușit să depășesc caracteristica respectivă, nu mă mai deranjează. Dar până ce nu reușesc să o depășesc, mă va deranja. Și de aceea este important, asta le spun și la terapia de cuplu, foarte multă terapie de cuplu în ultima vreme și mă bucură foarte tare treaba asta, că înseamnă că oamenii au înțeles că au nevoie de ajutor și își doresc ca împreună să facă ceva, că până acum mai veneau așa separați. Și asta le spun și la terapia de cuplu de multe ori. Măi, când aveți o discuție, încercați mai întâi, sau o controversă, să vedeți voi de ce simțiți ce simțiți. Nu ce-a făcut celălalt. Tu de ce te simți în modul ăla? Și după ce vă reglați treaba asta, pe urmă puteți să discutați frumos. Dar mai întâi îți asumi tu partea ta. Ori noi nu ne asumăm partea noastră în relațiile cu ceilalți. Că m-ai întrebat de relațiile cu ceilalți. Și relațiile cu ceilalți, repet, dacă eu mă cunosc pe mine până aici, poți să-i cunoști pe cine tot până aici. Dacă eu mă cunosc pe mine până aici, poți să-i cunoști pe tine tot până aici. N-am cum să-i cunosc până aici. Adică, până la urmă, e vorba despre cât de mult forezi tu în interiorul tău. Și ajungem la relația cu mediul, cu natura înconjurătoare, că vezi că și aici se dereglează lumea și apar dezastrele de tot felul și ne mirăm de ce. Aruncăm gunoaie peste tot, plutesc gunoaiele peste tot, distrugem natura și după aceea ne mirăm că ne întreabă relația cu... Parcă și aici s-a dereglat relația omului cu mediul înconjurător. Da, în primul rând, pământul este un organism viu. Dacă nu reușim să vedem pământul așa, ci vedem ca o, nu știu, casă care... Groapă de gunoi. Groapă de gunoi, da, clar. Dar dacă de aici plecăm. Pământul are o anumită vibrație, rezonanța Schumann se numește, care s-a schimbat de câțiva ani. Noi, oamenii, după cum povesteam mai înainte, dacă descompunem Bruce Lipton, despre Bruce Lipton, biologul care a scris cartea Biologia Credinței, o recomand și telespectatorilor, el, în momentul în care a descompus celula, n-a găsit nimic. Adică a găsit... spațiu gol 9,9999, nu știu cât e nou, nu mai știu exact cât e nou. Dar ăla de fapt nu e spațiu gol, că ăla este vibrație. De aceea Tesla spunea, dacă vreți să pricepeți secretele, să înțelegeți secretele Universului, gândește în termen de vibrații, frecvență și ce mai era. Și cât de important este să umpli 9,9 așa exact, cu ceva exact. Și acel ceva cât de important este. Da.
Ca să rămân în subiect, pământul are o vibrație, noi rezonăm cu pământul. În momentul în care pământul și-a ridicat vibrația, automat și noi ne-am ridicat vibrația, toate spre repede înainte, toate spre așa. Bun. Legătura asta nu înțelegem noi cu natura. Nu înțelegem că noi suntem datori naturii, nu natura este datoare exact, nouă. Da, da. Să înțelegem că până la urmă, eu am mai exprimat treaba asta și am fost întrebată cum adică, cred în Dumnezeu doar că spun natură. Este un citat de undeva, nu e al meu, dar chiar asta simt și am fost întrebată cum adică. Păi până la urmă, inclusiv natura e făcută tot de Dumnezeu, adică da. Ne învârtim în același cerc. Am participat de câteva ori la ecologizare, la curățare, deci ferească bunul Dumnezeu, acolo pe la baraj, Doamne ferește. Deci nu ne conectăm cu natura din nou, pentru că nu suntem conectați cu noi. Exact aceeași situație. Și am văzut asta la oamenii care încep încet, încet să se deschidă la cap. Adică să evolueze, că până la urmă noi am venit pe planeta asta să evoluăm, eu așa cred. N-am venit ca să ne tot punem piedici și să ne tot limităm. Asta facem. Și am văzut la oamenii care și-au început procesul ăsta și cât de frumos se deschid spre natură, spre animale, spre pământ, spre copaci, îmbrățișează copaci, văd cu totul și cu totul alți ochi. Da, natura. Este genul acesta de oameni care respectă natura și ies în natură, dar sunt și oameni care se duc acolo la picnic și aruncă tot în jurul lor și zic că am fost la aer curat. Da, da, ei merg să facă, mă rog, să mănânce în natură, să facă grătare, să facă ceea ce nu e greșit, dar este foarte greșit să-ți lași gunoiul. Și mi-aduc aminte de o întâmplare, fusesem cu Tania Coștipetania de la eveniment, fusesem cu Tania într-o zi tot așa la baraj, nu ne place foarte tare la baraj, și De unde bem apă? Exact. Am curățat locul respectiv, ne-am dus, noi mereu avem saci și mănuși la noi, că nu se știe unde ajungem și ce facem. Mă rog, eu de obicei am și cu oriunde mă duc. Și am curățat locul respectiv și când am terminat de curățat, a venit o familie și au început să împrăștie și ne uitam una la alta și am zis, nu, ok, măcar cel puțin n-au mai pus peste ceea ce era. Adică aia e, nu prea ai ce face, zic, lasă că o să venim și mâine și o să curățăm și mâine. Deci, nu poți să te conectezi nici cu natura dacă nu ești conectat cu tine. N-ai Se cum. Pare că suntem pe o vibrație foarte joasă, apropo de vibrație, și natura este pe o vibrație foarte joasă, pentru că... Pământul se revoltă. Exact. Se revoltă, adică exact cum spui și tu, îl sufocăm cu gunoaie, cu plastic, în pline oceanele și mările de gunoaie, de plastic. Nu avem grijă în perioada asta cu măștile, deci zău, că am văzut măști și unde nu mi-aș fi putut imagina vreodată da, chiar, să fie măști. Chiar e groaznic. Da. Lipsit total. Eu încadrez și partea asta tot în inconștiență. Eu zic că până la urmă totul se reduce la a fi sau nu fi conștient. Adică un om care este conștient nu mai are cum să facă nici mizerie, nu mai are cum să nici să se certe, nici nu mai are nevoie să aibă dreptate, nici nu mai are nevoie să demonstreze nimic. Da, nu putem, așa cum spuneam înainte de pauză, nu putem să devenim conștienți pușcând din degete. Mă văd pe mine. Adică am paliere pe care sunt conștientă și paliere pe care nu sunt conștientă. Și în momentul în care mă doare... Da, dacă le vezi, e foarte bine. Asta vreau să spun, că momentul în care mă trigăruiește, așa zicem psihologie, că mă agață ceva, mă deranjează, momentul ăla, automat zic, aici n-am fost conștientă. Și cei mai buni trigări ai mei sunt copiii mei, fetele mele. Deci mă trigăruiesc într-un mare fel, mai ales cea mică. Și am lucrat la asta și cu ea, și împreună, și separat. Discutăm, încercăm să vedem care de unde pleacă. Adică e o muncă continuă asta. Este un proces. Este un proces, eu știu că sună pretențios. Proces de dezvoltare, proces de evoluție. Și apropo de dezvoltare, partea asta de dezvoltare personal, mi se pare că iar e așa, ne învârtim așa. E la modă, așa. La modă, dar nu face nimic, de fapt. Decât ne învârtim așa în jurul stâlpului, fără să scoatem stâlpul. Adică facem tot felul de practici, de tehnici, de metode, dar noi tot acolo suntem, tot nu luăm decizii, tot. No. Până păi la urmă... Depinde de fiecare. Dacă tu nu faci nimic cu tine... Păi da, dar e cumva o... Pentru că oamenii au ajuns în punctul în care nu mai știu ce să facă și eu înțeleg chestia asta, că nu mai știu ce să facă și pe mine mă întreabă foarte mulți oameni.
ce să fac, uite, sunt în punctul ăsta, ce să fac, și le zic, fă terapie, nu face cu mine, că nu-i musai să faci cu mine, poate nici jos foarte bună pentru cineva, foarte prostă pentru altcineva, nu contează, dar fă terapie, este singura modalitate pe care tu poți să înțelegi despre tine, încearcă să înțelegi. Nu pot face în locul nimănui, nu putem face decât în locul nostru și uite așa ne învârtim în lumea asta. Nevoia de cunoaștere este foarte mare, deci avem nevoie de informație multă, că și cum să selectăm informația, că circulă în jurul nostru atâta informație și atâta dezinformare, și atâta, nici nu-i de mirare că oamenii nu mai știu ce să facă. De aceea, no, suntem pe final de emisiune, suntem și în epoca de a ne dezvăța de niște lucruri? Da, eu cred că de fapt nu e vorba de nicio învățare. Eu cred că e vorba doar despre dezvățare. Adică am fost intoxicați și învățați și condiționați într-un hal în care am ajuns într-un punct în care e foarte greu să mergem înapoi, dar soluția eu asta o văd. Adică dacă fac, concret, dacă fac un comportament și ajung în același punct, odată, de două ori, de trei ori, de patru ori, și că așa mi s-a spus că trebuie să fac, nu-l mai fac. Sigur că asta va crea deranj în jur. Sigur că asta nu o să le placă tuturor, mai ales celor care m-au învățat că așa trebuie să fac. Dar acolo vine asumarea responsabilității. Și a-ți asuma propria viață, cred că este altă bucată foarte importantă. Știi că e foarte greu să te dezveți de anumite lucruri și e mai greu decât să înveți. Să ne dezvățăm că trebuie să ne respectăm pe noi, că trebuie să-i respectăm pe ceilalți, că trebuie să ne vedem și limitele, să ne vedem și vulnerabilitățile, că le avem și e firesc să fie așa, dar nu vrem să le vadă ceilalți. Da, e important să le vedem noi. E important să le vedem noi și să înțelegem că, de fapt, viața asta e formată din lecții. Chiar ieri povesteam cu un client de-a meu. Admir foarte tare oamenii care se ridică ca și pasărea Phoenix din cenușă. Băiatul are undeva la 30 și ceva de ani și a trecut prin tot felul de relații, de toate felurile, de picaje pe plan financiar, pe plan psihic, pe toate părțile. Și eu, în momentul în care a venit la terapie, a cerut să facă terapie, mă rog, el era deja relativ ok. Și l-am întrebat, dar tu de ce vrei să faci terapie? Păi zice, eu nu mă consider încă că sunt ok. Și eu cred că pot să mă mai dezvolt. Adică am înțeles niște lucruri, văd acum perioada asta de mizerii, ce s-au întâmplat, o văd ca pe o oportunitate pentru mine de a schimba macazul, dar cred că mai pot să învăț și cred că îmi folosește foarte mult treaba asta. Admir din suflet oamenii care fac treaba asta. Pentru că, da, din păcate nu există un moment, nu știu, un moment în care oricine altcineva ar vrea ca tu să mergi la terapie sau să faci ceva pentru tine. Nu, momentul ăla în care tu hotărăști că nu mai vrei să trăiești în modul în care ai trăit până atunci. Am început emisiunea, tu spuneai că vezi lumea. Eu te-am întrebat cum se vede lumea în care trăim, că despre ea vorbim. Și tu îmi spuneai că vezi lumea minunată și frumoasă. Nu neapărat frumoasă, minunată în sensul e plină de oportunități. Săptămâna trecută am vorbit, tot așa am avut două invitate și le-am pus întrebarea, uite, dacă ați fi în afara lumii în care sunteți și ați vrea să vedeți ce vedeți voi la lumea în care trăiți. Și o adolescentă mi-a văzut partea frumoasă. Eu văd lumea excepțională, omul mai trecut prin viață a văzut exact ce am vorbit noi în cele 50 de minute dedicate emisiunii. Ela, eu îți foarte mulțumesc. Îi mulțumesc și Luminiței de la salonul Axis. Te aștept alături de noi, pentru că abia am început un fel de dialog despre lumea în care trăim. Lumea este complexă și, din păcate, trebuie să trăim. Noi i-am conturat imaginea pe care o are, trebuie să conviețuim cu ea. Acestea fiind spuse, dragilor, luați lumea așa cum este, cunoașteți-vă pe voi și acceptați-i pe ceilalți ca și când ar fi
propria voastră persoană, aveți o relație bună cu voi, cu ceilalți, cu natura, că uite, natura începe să se răzbune pe noi, și să vedem lumea în care trăim exact așa cum ne-ar plăcea să fie ea. Acestea fiind spuse, să aveți o seară bună în continuare. La revedere!